În anul 2023 am făcut cea mai mare alegere din viața mea și aceea de a-mi construi propria mea casă care să arate cam așa. Ați fost alături de mine la toți pașii, însă în ultima perioadă v-am cam ținut absens cu casa. Având în vedere că e mult mai dificil decât credeam să construiești o casă, casa decurge destul de bine, a evoluat foarte mult, iar în anul 2024, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să o terminăm. Dar până atunci, hai să vă arăt cum arată casa. Cam așa arată casa în momentul de față. Ca să începem cu începutul, hai să vă prezint primul lucru care mi-e la îndemână și anume piscina. În momentul de față ne aflăm pe terasa din față care are și piscina. Uitați-vă cât de adâncă e piscina asta. Avem o treaptă, 2, 3, 4, 5 trepte. În cel mai înalt punct al piscinei, piscina mi ajunge undeva până la piept. Deci cam până aici. Eu am 1,90 m. Gândiți-vă la chestia asta. Și dacă ne dăm mai în spate și practic aici eu o să not așa. Cel mai jos punct al piscinei. Uitați-vă și voi că piscina mi ajunge cam până la nas. Ești nebun? Adică este foarte, foarte adâncă și eu spun că e destul de spațioasă. Piscina asta are 27 de metri pătrați. Am pus aici, aici o să avem niște chestii care o să facă bază. Am tras deja și luminile. Hai să vă arăt și unde vor fi pompele. Piscina va fi încălzită chiar și pe timpul iernii, adică piscina va fi cu apă caldă pe tot parcursul anului. Ok, hai să ieșim din piscină, că ne-am udat rău de tot și este foarte, foarte frig afară. Și haideți să vă arăt terasa. Nu prea sunt foarte multe lucruri de zis despre terasă, dar este destul de spațioasă. Ca și cum ieși din casă, bam, 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 ai venit și tu, ai mâncat ceva, te-ai aruncat în piscină. E destul de spațioasă terasa. Nu știu să vă spun câți metri pătrați are mai exact, dar ce vă pot spune despre această terasă este că betonul pe care l-am turnat în terasă plus piscină este echivalentul betonului turnat la o casă de dimensiuni foarte, foarte mari, adică foarte mult material. Aici, dacă vă întrebați ce este cu această gaură, nu, aici nu o să avem jacuzzi, aici o să avem toate pompele de filtrare, de încălzire, efectiv tot, tot, tot. Asta este căminul piscinei, deci nu este o altă piscină. La fațada casei, până în momentul de față, nu am făcut absolut nimic, pentru că vreau mai întâi să termin cu interiorul și dacă tot am adus vorba de interior, haideți să vă arăt interiorul. Dar nu înainte de a vă prezenta geamurile, fraților. Uitați-vă la geamurile astea, toată lumea cred că știe despre geamuri, pentru că i-am făcut prank-ul ăla la Dorian Popa în care i-am cerut bani de geamuri. Da, într-adevăr, geamurile astea au fost destul de costisitoare și nu pentru că sunt foarte mari. Din nou, mă repet, am 1,90 m și uitați-vă că geamul este mai înalt ca mine și uitați-vă cât de lat e și sunt mult mai multe bucăți. Arată foarte bine, geamurile sunt făcute în așa fel încât să poți vedea din interior spre exterior, dar nu din exterior spre interior. Și haideți să intrăm și în casă. Uitați-vă și voi cât de lat este geamul, frate. Deci, la cât de lat e geamul ăsta, e cel mai bun termoizolant ever, ever, ever. Ok, și acum intrăm în casă și poate nu o să vă pară nimic schimbat, pentru că da, o bună parte din pașii pe care îi faci la o casă nu se văd, efectiv nu se văd, însă noi am lucrat foarte mult la casa asta. Pereții în momentul de față au fost finisați. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă vei vine acum un trapalete și dau cu vopsea alu pe el, peretele așa va rămâne. S-a dat ultimul strat de tinci, a fost totul finisat, au fost făcute colțarele. Ce înseamnă asta? Uitați, vedeți aici să vă arăt. Efectiv totul este la dungă. Totul este la dungă, toate colțurile sunt finisate, totul este finisat, pentru că noi în momentul de față ce mai avem de făcut? Mai avem să dăm cu vopsea, să punem placaje, pentru că nu veau pe toți pereții doar vopsea. Mai avem de pus pe jos gresie frumos, bam, 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 pentru că, nu știu dacă v-am spus deja, dar noi în momentul de față avem încălzire în pardoseală. Am tras și luminile, am făcut tot ce se putea face pe partea asta de lumini, am tras și curentul în casă. Am ajuns și în living, care probabil nu știți deja, este de aici, tocmai până acolo, până de după scară. Deci e o casă foarte, foarte mare. Am gândit că aici cred că o să pun o poartă și acolo o poartă și se las pe copii să joace fotbal în living, efectiv. Am tras aici toate cablurile necesare, de televizor, de internet, de toate nebuniile. Și dacă vă întrebați care sunt pașii următori, pașii mei următori pe care îi voi face cu casa va fi să termin interioarele. În ce sens? În sensul de a termina tavanele, pentru că la tavane chiar nu am făcut absolut nimic. Să placăm pereții, să-i vopsim, să punem gresie pe jos și după care să începem să mobilăm, să punem mobilă din aia, power zero de tot. Hai să mergem mai departe către dormitoare. Dormitoarele care, bă, nu vreau să vreau, dar au un sistem din ăsta la geamuri, foarte, foarte șmecher. Hai să vă prezint cum se deschid geamurile din dormitorul de jos, care o să fie, cred că, birou, nu știu, încă nu m-am decis, dar uitați-vă. Bam!
și gata. Gen, mi se pare super tare că se deschide în interior. Fix așa se deschide geamul. Nu știu dacă pe cameră se vede, că geamurile sunt foarte, foarte mari. Spun în continuu asta pentru că mereu, de când am fost mic, mi-am dorit o casă cu geamuri mari. Vreau să-mi scrieți în comentarii ce să fac cu camera asta. Să o fac studio de vlog și live-uri sau să o fac un simplu dormitor. Scrieți-vă în comentarii pentru că chiar nu am idee. Aici avem o masă. Aici o să fie camera. Eu o să o cameră destul de încăpătoare, zic eu. Deci, nu știu cât mai depărtat să vă zic că are, dar este destul de încăpătoare, destul de înaltă. Putem să facem niște rafturi din astea foarte, foarte înalte, în care să încapă un gemuleț, o făină, un mălai, o chestie de genul ăsta, că e necesar într-o casă. Aici avem holul, holul pe care pe acest perete o să vină un mega, mega pantofar pentru Lenica, deși am foarte multe perechi de Adidas și am nevoie de un loc unde să mi și pun. Aici avem o baie, ne scuzați de deranjul, dar noi suntem în focuri și la aici mai avem o chestie, mai le schimbăm, mai lucrăm, mai chestii. Și revenim în living cu care se combina cu bucătăria, de vedeți. Și aici este holul. Hai să urcăm la etaj. Acolo este tata care în momentul de față bagă antigel în instalația din pardoseală de căldură, pentru că afară s-a lăsat friguț și nu vrem să ne înghețe instalația, pentru că după ar fi degeaba și am plătit-o degeaba și am băgat-o degeaba și ar trebui să stricăm tot și nu vrem să riscăm nimic. Aici vă pot arăta practic încălzirea în pardoseală, kind of. Deci asta este șapa, asta este toată șapa. Nu știu dacă vedeți chestia asta, scârțietoarea asta așa. Vin niște furtune care este practic încălzirea pardoseală, dar uitați-vă și voi cât de mare este ceapa. Și mergem în dormitorul copilului 1, cum s-ar spune, ca să oară cum să deschizi și geamurile astea. Mam, ai venit, ai tras și după ai tras iară. Totul șină, totul frumos. Bam. Ha, și am ieșit pe terasă. Frumos, ai grijă să nu pici, pentru că o să am foarte mulți sceptici în comentarii. Pe terenul din față nu se va construi nimic timp de foarte mulți ani de acum încolo. Am primit garanția asta și de asta și am construit casa în această direcție. Așa că totul este clean. Eu știu ce o să ziceți. Saltelele astea, ce pula, pentru ce sunt saltelele astea? Adăpostești oamenii, ai străzi la tine în casă până e gata? Nu, fraților, aici a mai stat tata. Deci să vă gândiți cât de dedicat este tatăl meu. Vă doresc și vouă să aveți un tată la fel de bun și la fel de dedicat ca al meu, pentru că tata efectiv a fost un lesterii care a dormit aici tocmai ca să lucreze la casă. V-am mai repetat și vă mai repet de câte ori este necesar să vă spun că unii pași în construirea unei case nu se văd, dar sunt cei mai importanți, sunt foarte costisitori și știu că voi o să stați în fața calculatorului și o să ziceți: da, casa așa arăta și înainte, ce ai făcut? Doar ai pus niște geamuri. Nu, fraților, am pus încălzire în pardoseală, am pus tabla pe casă, am făcut geamurile, am făcut piscina și foarte multe chichițe pe care le au toți acești pași. Ăsta este dressing-ul, fraților. Numai că aici nu avem lumină pentru că nu avem geamuri și curent de momentul de față nu am tras. Hai să mergem în dormitorul ăsta. Înainte, tavanul de aici era varză, în sensul că nu era finalizat. În momentul de față este finalizat, fraților, și am făcut și noi. O să numește asta verde, scrieți voi în comentarii că am uitat cum se numește. L-am pus și pe el, am adus tavanul la înălțimea celorlalte tavane și putem spune că și această cameră de acum încolo va avea nevoie numai de presie, de niște placaje, de niște vopsea, de niște mobilă, tavane și gata, fraților, hai să ne mutăm. Binecunoscutul washing room, nu știu câți dintre români au washing room în casă, însă eu o văd ca pe cea mai mare necesitate în momentul în care îți construiești o casă. Este o cameră care va fi foarte utilizată, pentru că dacă vrei să ai niște haine curate pe tine și speli foarte des hainele și eu nu știu cum sunteți voi, dar eu dacă am adorat cu ăsta alb pe mine, mâine nu mai e alb, mâine e negru, frate, și trebuie să-l băgăm la spălat. Și nu am vrut ca la mine în casă, în baie, să găsesc haine aruncate, coșul de rufe în baie, sau mașina de spălat cu chiloței puși pe mașina de spălat sau mașina de spălat. Nu, frate, am vrut o cameră separată unde să ai hainele, unde să ai mașina de călcat, mașina de spălat și tot ce ține de ele. Frate, să mă contraziceți dacă greșesc, însă eu am văzut-o ca pe o necesitate. În momentul în care îți construiești o casă, frate, trebuie să o faci cât mai utilă pentru tine. Nu să o faci 700 de metri pătrați și să ai 100 de dormitoare. Câți prieteni să ai și câte rude să ai care să doarmă la tine și îmbracat. În această cameră care va servi drept baie, avem niște materiale care au rămas și nu știu ce o să vrea tot să facă cu ele.
fază e că tata este un om atât de chipzuit încât nu vrea să arunce, frate, absolut nimic și refolosește totul și face totul. Deci vă jur că dacă nu era tata, casa asta a costat cu siguranță cu 30-40 de mii de euro mai mult ca popa, frate, ca popa. Aici avem grinduțele astea frumoase, rău de tot, care sunt coală de hârtie, frate. Deci efectiv coală de hârtie și nu avem boxa pe ei. Deci ăsta este tinci, da? Și hai să mergem în bine meritatul dormitor matrimonial, frate. Uitați-vă cât de mare e, gigant. O să vreau ca în următorul vlog să aduc toți prietenii mei, vloggeri, artiști, să îmi dea și mie o notă casă, pentru că chiar sunt curios ce părere vor avea ei de casă, dar până atunci vreau să-mi scrieți voi în comentarii care este nota pe care ați dat-o voi acestei case până în momentul de față. Hai să ieșim și noi. Hai să ieșim în locul unde eu o să stau cam, cred că 70% din timp, pentru că 20% stau în piscină și 10% cred că o să stau în pat. Dar aici cred că o să stau foarte, foarte mult, fraților, pentru că pe terasa de la etaj, adică aceasta, aici o să-mi pun un mare jacuzzi. O să-mi pun un jacuzzi. Și știu ce e în mintea voastră, o să ziceți: "Amă, dar spui jacuzzi acolo și te văd vecinii de acolo, frate." Nu, fraților, nu o să mă vadă niciun vecin, pentru că aici o să venim cu o balustradă de sticlă care o să fie cam până aici de înaltă și o să fie frumărie. Adică nu o să se vadă absolut nimic, iar jacuzziul cât de înalt să fie, ești nebun la cap, că un jacuzzi e cam atât de înalt. Ești nebun, stai frumos în jacuzzi, mai bei și tu șampanie, stai cu un prieten, stai și tu cu o fetiță, cu ceva, pana mea. Am coborât în garaj, aici unde deja am pus ușa de la garaj, practic toată casa în momentul de față este închisă. Aici este garajul pe care deja cu siguranță știți care ce crezi are și ăsta încălzire în partea seara, pentru că am zis: "Bă, o să-mi iau și eu o altă mașină, ești de mult la cap, să nu-i fie frig, ești de mult să nu înghețe caroseria." Aici este tata și cu domnul instalator aici, care bagă alt gel în instalația încălzirii în partea seara. Iar aici avem o cameră care nu se mai interesează pe voi prea mult, dar o explic pentru oamenii care sunt în domeniu sau care au cunoștință. Aici este camera tehnică, care va trebui de loc pentru centrală, pentru automatizări la încălzirea parduseală, pentru pune în gaze, efectiv tot ce e de controlat în casă va fi controlat din această cameră, dar aia se numește și cameră tehnică. Acum, haideți să ieșim afară. Asta este căsuța mea, fraților, nici prea mică, nici prea mare. Bine, mulți ar spune că e mare, puțini ar spune că e mică, dar pentru mine este perfectă așa cum este și abia aștept ca în anul 2024 să o finalizăm și să facem un mare party cu toată lumea, chiar și cu voi aici la mine la casă. Pe exterior nu prea sunt foarte multe lucruri de zis, dar ca să vă prezint așa în mare, acolo este terasa, acolo practic sunt dormitoarele pe care vi le-am prezentat. Cam așa arată casa din stânga, iar din dreapta aici va trebui să facem niște scări ca să urcăm și noi bine. Practic pe aici pe lângă casă vom turna o alee, vom turna niște scări, mai sunt niște lucruri de turnat pentru că nu vrem să călcăm pe gazonul pe care îl vom avea peste tot prin curte. Iar din partea din dreapta avem ușița de la garaj, de unde vom turna o alee mare rău de tot până în poarta principală de aici, pentru că practic pe aici vom intra noi cu mașina, unde în momentul de față este gard. Deci mai avem de făcut și gardul principal, practic poarta cu intrarea de om, intrarea de mașină, dar aici unde sunt toate aceste scânduri este intrarea principală pe care nu pot să vi-o arăt în față și mă optic maxim. Dar ce, uitați-vă, frate, și voi cum intri așa, bam bam, te duci și intri așa în casă. Uitați-vă ce intrare maestoasă așa are casa asta, adică moare așa strong, nu știu, îmi place rău de tot. Guys, cam acesta a fost prezentarea casei și update-ul pe finalul anului 2023. Nu uitați să rupeți acolo like-urile, să-mi lăsați în comentarii ce credeți că i-ar lipsi casei mele și ce ar trebui să-i mai facem până în momentul finalizării. Dacă aveți să-mi dați vreun sfat, îl aștept cu mare drag în comentarii și nu uitați să-mi scrieți ce vlogări, artiști sau vedete din România ați vrea să reacționeze la căsuța mea așa cum arată ea în momentul de față, pentru că noi o să băgăm la cap și o să facem. Vlogul acesta este făcut la insistențele voastre, așa că dacă aveți și alte idei de vloguri, nu uitați să mi le lăsați tot la fel în secțiunea de comentarii. Pe mine mă găsiți pe Instagram și pe TikTok Antonio Pican. V-am pupat, să aveți un an cât mai bun, plin de realizări frumoase și cu multă sănătate și fericire. V-am pupat!